această conferință de presă, organizată într-un mod inedit în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe, obiectiv pe care l-am reabilitat cu fonduri europene în exercițiu 2014-2020 și ieri am semnat recepția la finalizarea lucrărilor. Un obiectiv care a fost finanțat cu fonduri europene și care a plecat de la o valoare de 6,4 milioane de lei și a ajuns la 9,5 milioane de lei cu o contribuție proprie din fonduri locale de 3,1 milioane de lei. Lucrurile au fost complexe, s-au întins pe parcursul a câtorva ani, dar rezultatul este unul pe măsură. Avem consolidarea, reabilitarea bisericii, cât și a turnului clopotnic, la un obiectiv monument istoric, emblematic pentru municipiul Botoșani, Sfântul Gheorghe fiind, așa cum bine știm, patronul municipiului Botoșani. Punerea în valoare a acestui obiectiv turistic a fost unul dintre indicatorii pe care i-am avut în contractul de finanțare cu ADR pentru creșterea interesului turistic pentru municipiul Botoșani, această biserică fiind poziționată în centrul orașului și iată că am vindecat o rană de pe sufletul orașului, să spunem, așa cum a spus înalt preasfinția sa, Părintele Teofan. Urmează să punem în valoare acest obiectiv și cu o serie de manifestări pe care cel mai probabil le vom avea anul viitor, odată cu sărbătorirea Sfântului Gheorghe. Bine ați venit, Părinte! Felicitări pentru implicare! Finalizate lucrările de către constructor, în acest moment sunt demontate gardurile și vom avea din nou slujbe la Biserica Sfântul Gheorghe, rămânând ca pe viitor să rezolvăm și o problemă pe care ne-a transmis-o Părintele, pe care o știm cu toții, pictura din această biserică, pe care la un moment dat o să o avem refăcută. Reușim să împlinim visul scriitorii, pentru că dacă ar mai fi trăit, cu siguranță Elena Rareș ar fi pictat și această biserică, așa cum le-a pictat și toate celelalte scriitorii. Ultima oară când Iorga a făcut recepția la lucrările bisericii în 1914, spune că dacă timpurile ne vor permite, o vom și picta. Între timp, de la nord se auzeau bubuituri de tun. Începuse primul război mondial. Apoi a fost perioada interbelic, al doilea război mondial, perioada comunistă și politica monumentelor istorice a fost ca orice monument istoric să rămână așa cum l-a lăsat pictura. Repet, noi vom încerca și am început deja demersurile să împlinim visul pictorii și să pictăm această biserică așa cum se cuvine, cu ajutorul enoriașilor, poate și a primăriei, care deja este acum beneficiarul, scrie acolo, acestui sfânt locaș. Da, aș mai puncta, Părinte, dacă îmi permite. Ca să fie lucru bine cunoscut pentru peisagistică, domnul constructor este aici de față, domnul Radu Mihalache, pentru peisagistică, tot ce vedeți că s-a amenajat aici, s-a alocat 4.500 de lei. Deci nici 1.000 de euro, atenție, 4.500 de lei. Iar noi am cheltuit aici biserica, cu tot ce vedeți aici, peste 200.000 de lei, adică 2 miliarde și ceva de lei vechi. Am făcut inclusiv instalații cu aspersoare care se programează ca să ude, pentru că tot ce vedeți aici a costat și trebuie de acum înainte întreținut. Am dorit ca această biserică să fie oază de verdeață în inima municipiului Botoșani și să fie și oază de spiritualitate, pentru că degeaba am făcut biserica așa frumoasă și ideea, dacă viața spirituală a enoriașilor și a botoșenilor nu se va înfrumuseța și ea. Aici suntem pe amplasamentul unei parcări care face de asemenea parte din investiție. Avem și instalații de stingere a incendiilor cu un rezervor foarte mare pe care l-am văzut în timpul construcțiilor atunci când am invitat și pe dumneavoastră. Domnule director, dacă vreți să mai adăugați ceva din... Nu, eu mă bucur că am reușit să terminăm obiectivul la timp.
Mă bucur că vă place și îi place și părintelui, sper că le place și gotoșănenilor. Doamne ajută, spun să fie într-un ceas bun și să avem ocazia să mai reabilităm și alte monumente care sunt în stare de degradare. În director. Da, eu vreau să mulțumesc colegilor din cadrul primării, din cadrul serviciului investiții care și-au adus contribuție la realizarea acestui obiectiv. Colegilor din Comisia de Recepție, de la Inspectoratul de State în Construcții, de la Inspectoratul de Situații de Urgență, care și-au dat concursul să rezolvăm toate problemele, astfel încât obiectivul să fie pus în siguranță, să fie recepționat și redat, așa cum spunea și domnul primar, botoșinenilor, enoriașilor, care au nevoie de acest lucraj de cult. Și eu vreau să mulțumesc în final personal domnului primar și primăriei Botoșani și tuturor celor care ne-au ajutat ca să realizăm acest proiect și să transformăm această biserică din cenușăreasa Botoșanului, așa cum era, în o mireasă, într-o bijuterie. A fost o rană a orașului, acum rana s-a închis și viața merge mai departe. Primăria ne-a ajutat inclusiv financiar, așa cum a spus domnul primar, dar mai ales pentru că noi ca parohie nu ne-am fi descurcat cu toate actele care se fac. Personalul care a lucrat acolo, mulțumesc și domnul director, au avut experiență, au fost competenți și de aceea lucrurile n-au stagnat și au mers înainte. Ați văzut în țară câte proiecte cu fonduri europene sunt încă nefinalizate. Și aici au fost destule ispite, destule piedici uneori, dar am trecut peste ele. Mulțumesc și domnului constructor, domnul Victor Mihalache, dar în special domnului Radu Mihalache, care a fost prezent aici și a ținut ca aceste lucrări să fie finalizate cu profesionalism. Să trebuie multe, multe aprobări, pentru că nu putem face nimic fără monumentele istorice, care, repet, să știe toată lumea, de la momente istorice, în 20 de ani de zile, după drumuri și multe, multe intervenții, n-am obținut mai nimic. Ați văzut cât au stat schelele acelea și nici pe acelea nu le-a plătit monumentele istorice. Tot parohia a zis că ne vor da banii, când vor vira banii, vom recupera. Bineînțeles că nici până azi nu s-a mai virat. Dacă era cu monumentele, nici în 200 de ani înainte nu s-ar fi finalizat această lucrare.